Trei persoane de la mai multe servicii din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare sunt cercetate în dosarul care vizează o fraudă de aproape 3 milioane de lei. Numărul de persoane cercetate și împotriva cărora s-a început urmărirea penală a cote 21. De asemenea, pot să vă spun că în aceste persoane s-au aflat și angajați a Iran Mehedinți, precum și angajați ai firmei care au avut ca atribuțiuni verificarea calității cărbunelui. Cu toții sunt bănuiți că ar fi facilitat introducerea în sucursala Romag Termo a peste 37.000 de tone de deșeuri, șlam cărbunos și vegetație în loc de cărbune. Frauda s-ar fi produs în perioada iunie-decembrie 2007, în baza unor contracte încheiate între RAAN și firme ale unor rom din Strehaia. În cadrul conferinței s-au prezentat și rezultatele acțiunilor desfășurate în apropierea unităților de învățământ. Avem de-a face cu un abandon școlar selectiv în care elevii lipsesc de la o disciplină sau chiar două, trei discipline și apoi abandonul generalizat când deja se preconizează abandonul școlar în sensul că elevii fug de la majoritatea orelor. În baza planului elaborat de inspectoratele județene de poliție și de jandarmi mehedinți privind siguranța în școli și care a fost aprobat de prefectura mehedinți, s-au desfășurat 18 acțiuni. Oamenii legii au trimis la școală peste 200 de elevi care au fost prinși în baruri în timpul orelor de curs, unde poate duce absenteismul repetat de la cursuri. Un minor de 14 ani a fost arestat preventiv în baza unui mandat de arestare preventivă emis de judecătoria de obetate 1 Severin, întrucât a săvârșit 22 de fapte de natură penală, în speță preponderent furturi din locuințe și din societăți comerciale. Adolescentul a trecut la astfel de îndeletniciri după ce abandonase școala. Prejudiciul furturilor pe care le-a comis depășește 10.000 de lei, 80% fiind recuperat de polițiști.